Da. Mie mi-e bine plăcerea să vă prezint o revistă pe care am scos-o special pentru acest fel, care se numește Manita Scriitor de Top. Sunt prezentați în aceste pagini 11 autori, iar faptul pe care o facem, iar faptul pentru care facem lucrul ăsta, nu vizează nevoia de a ne lăuda în fața dumneavoastră și a celor care vor avea în mână acest pian, această broșură, ci pur și simplu pentru a-i aduce în conștiința lumii pe autorii care reprezintă ceva ieșit din comun, din clipa de față, în peisajul cultural al țării. Trebuie să știți că tirajul mediu al unei cărți în România este de 1500 de exemplare. Cei 11 pe care îi veți afla, care sunt prezenți în aceste pagini, ating sute de mii de exemplare, tiraje medii care urcă la 10.000. O fac nu pentru a ne lăuda cu editura Humanitas, ci pentru a-i onora pe ei și pentru a mulțumi publicului care a știut să-i descopere și să-i prețuiască la acest nivel pe care îl merită. Să trec la enumerarea lor. O voi face spunându-vă întâi topul autorilor care au depășit 500.000 de exemplare din opera lor, tipărită la Humanitas, între 1992 și 2019. Cine credeți că este cel mai vândut autor Humanitas? Cărtărescu. Cărtărescu are mai exact 711.000 de exemplare, 500, și de fiecare dată la aceste personaje cu tiraje absolut aiuritoare pentru țara noastră, ele nu sunt mari pentru Occident, dar pentru România sunt mari. România, trebuie să știți că e pe ultimul loc în cifra de afaceri a pieții de carte din Europa. Cifra de afaceri a pieții de carte în Europa este, în România, cifra de carte este 60 de milioane de euro. În Ungaria, care are o populație jumătate din populația României, este de 3 ori mai mare, bate în 160-180 de milioane de euro. Deci pe acest peisaj vorbim. Înăuntru acestui cel mai mic public și acelei mai mici cifre de afaceri vorbim pe piața locală. La moaștere Sfântei Parascheva se câștigă în 3 zile cât a 10-a parte din cifra de afacere a cărții în România. Așadar, Cărtărescu, 711.000 de exemplare, 500.000. Pe locul întâi în opera lui, volumul cu 209.000 de exemplare este De ce iubim femeile? Pentru că vorba lui Radu Paraschivescu, care a rămas celebră în interiorul editurii, cartea absolută pe care ar putea să o scrie un autor s-ar numi De ce iubește Iisus femeile din România? Adică cele trei din România altfel. Din România altfel. Sunt trei puncte. Femeia, Doamne, Doamne și România. Astea sunt temele de. De asta Radu Paraschivescu atinge tirajele astea, pentru că scrie despre clasa politică în România. Care e bun. Să încep să scriu despre femeie. S-a luat-o înainte, Stelian. Următorul, Nostalgia, este următoarea carte cu 56.000. Al doilea personaj, știți să-l ghiciți, nu? Neagu Giuvara, pe care l-am trecut, deși e vorba numai de autori în viață, pentru că toată opera lui s-a concurat până mai bine ori
și mi s-a părut unfair să nu trecem aici, mai ales că, așa cum vă spun, este pe locul 2. E un caz foarte interesant. Tirajul lui total e de 565.000 de exemplare. Atins din 2-3 titluri, ceea ce e foarte greu. Înseamnă că a reușit să scrie 2-3 cărți care au atins tiraje absolut anormale. Și care vă imaginați că e? Evident, scurtă istorie a românilor povestită celor tineri. 86.000 de exemplare. Urmată de o scurtă istorie a românilor, 61.000 de exemplare, ediția pentru copii ilustrată. Amintiri din Pibegie, 50.000 și așa mai departe. Următorul, numărul 3, vă imaginați cine? Trebuie să alegeți între... Nu. Trebuie să alegeți între Plesu și mine. Plesu. Am încercat... mă depășește cu 523.000 de exemplare. Are în total. Și cu un record de titlu. Despre frumusețea uitată a vieții. 86.000. Corul ăsta s-a vândut atât de bine din cauza titlului. Să fim serios. Spre frumusețea uitată a vieții este un titlu super. Titlul a vândut cartea. Da. Și parabola despre îngeri, care când a apărut a fost căutată și la telefon în editură, întrebându-se unde poate să cumpere doamna care a sunat cartea despre ingineri. Așa, deci despre îngeri a atins un tiraj formidabil de 70.000. Asta înseamnă că pe români interesează mai mult lucrurile din lumea de dincolo. Parabolele lui Iisus, 53.000 de exemplare și așa mai departe. Următorul, cine am zis pe el? Eu înși văd. 512.000 exemplare. Acum, bănuiesc că cei care au făcut topul ăsta puteau să îmi pună 1523 și 512, dar au preferat să fie corecți. Cumpăr diferența. Cumpăr diferența, da. 12, câte sunt? 10.000 de exemplare. Da. Jurnalul de la Păltiniș are tirajul maxim de 70.000 de exemplare. Următorul titlu este Ușa interzisă cu 51.000 de exemplare, Apel către litere 44.000 și, spre supoarea mea, Despre limită, care e cartea la care țin cel mai mult, dar este totuși o carte scrisă într-un limbaj al filozofiei, 35.000. Am uitat să vă spun că aceste pagini au totul despre portretul fiecărui autor. Au toate trăsăturile care îți conturează personalitatea lui cultural, socială. Deci aici aveți, sub forma unor grămezi de topuri, tirajele, primele 5 tiraje ale autorului, pe urmă aveți aici premiile și distincțiile, și aici numărul de ediții, și anii în care au apărut. E foarte frumos. Eu am stat pe o oră în mână și am suferit groaznic că Pleșu e înaintea mea. Mai departe, se coboară sub 500.000 și de acum am să iau lucrurile în ordinea alfabetică. Cine vine primul sub 500.000 cu 497.000? Lucian Borea. Acum, criteriul după care e făcut acest clasament nu e corect. Pentru că implică o varietate de parametri care ar schimba lucrurile dacă s-ar ține cont de pildă de perioada în care au fost scoase aceste cărți. Atât Pleșu cât și eu am început să publicăm în Humanitas în 1992. Boia, cu 497, a intrat în cursă în 1997. Tatiana Niculescu, care
A intrat în cursă, are să zicem 60.000 de exemplare, dar a intrat în cursă acum 4 ani. Deci vă dați seama că e ridicol să compari un om care publică de 28 de ani cu un om care publică de 4 ani. Dar nu are importanță. Criteriul aici este numărul de exemplare al unui autor în viață după 1990. Și trecem rapid în revistă. Ana Blandiana, 89.000 de exemplare. Voia, vă spuneam, 497, loc pe loc în clip, vă imaginați care carte e. Știți? De ce e România? Altfel, 70.000. Mie mi se pare prodigios acest autor, pentru că el a schimbat o paradigmă a unui domeniu cultural din România, istoria. Așa cum Cătărescu a schimbat paradigma literară din România, a prozei. Trec mai departe. Dance Mihăilescu, 90.000 de exemplare, 92.300. Cea mai vândută carte a lui a fost Cărțile care ne-au făcut oameni, dar spre coordonare. Da. Da. Tatiana Niculescu, vă spuneam, 66.000 de exemplare. Foarte interesant, 5 titluri din ele, care cred că sunt toate cele publicate, sau nu, nu sunt, dar sunt cele mai așa, au apărut într-un tiraj constant, între 10.000 și 13.000 și 12.000 de exemplare. Repet, în 4 ani. Cea mai vândută a fost Mistica rugăciunii și a revolverului. Viața lui Cornel Mizerea Codreanu, 12.000 de exemplare. Celelalte, Regele și Tutuia, Carol I și așa, Elena Lupescu, 10.000, celelalte sunt de 10.000, Regina Maria, etc. E cea mai tânără autoare din acest top, adică cea mai recentă. Radu Paraschivescu, care iarăși beneficiază de nota de subsol că a intrat în cursă în anul 2006. Are 279.000 de exemplare, iar Ghidul Nesimțitului, pe care m-a rugat cineva să dau un autograf, de exemplu, eu sunt Radu Paraschivescu, 64.000 de exemplare. Pe locul 2 văd că vine Orice om îi este teamă, normal. Îmi va fi 2 ani și 3 premieri, 23.000 de exemplare și așa mai departe. Horia Patapievici este o mare supărare pentru noi, ca editori, pentru că, având repetate crize autoriale, de neîncredere, de nonsens, de faptul că scrie într-o lume stranie, că nu e perceput, poate, la nivelul la care merită percepe cărțile sale, are 209.000 de exemplare și tragem de el ca să dea un titlu. Deși are zeci de manuscrise. 209.000 în care pe locul întâi este Politice cu 45.000 de exemplare și Zbor în bătaia săgeții cu 42.000. Ioana Pârvulescu. Ioana Pârvulescu a intrat în cursă în anul 2003. Cu Întoarcerea în București interbelic. Are un tiraj total de 198.000 de exemplare, 198.300. Cel mai mare tiraj în intimitatea secolului XIX, cu 25.000 de exemplare, 500. Inocenții cu 21.000 de exemplare și Întoarcerea în București interbelic cu 22.000 și altele. Interesant este că a avut cifra de 198.000 se raportează la tiraje repetate. Cred că este autorul care s-au tras cele mai multe ediții. 9 ediții în intimitatea secolului XIX, Întoarcere în București, interbelic, 8 ediții și așa mai departe. Andrei Crăciu, v-am spus și cu asta s-a terminat. Ce ar mai fi de spus? Asta este un lanț
care practic închide 30 de ani, pentru că în februarie, la 1 februarie, după cum știți, prietenul meu cel mai bun, care era ministrul culturii, mi-a făcut cadou acum 30 de ani, mi-a dat o pleașcă, adică o groapă de gunoi, care se numea Etura Politică, și din clipa în care am luat acea peșteră miraculoasă, cum au început să scrie calomniatorii de serviciu, au trecut 30 de ani. În acești 30 de ani, am scos, cum se pare, 4.000 și peste 5.000 de titluri și 25 de milioane de cărți. Cea mai frumoasă, cel mai frumos elogiu pe care mi l-a făcut vreodată cineva în acești ani, îi aparține Lucian Boia, care a spus vorba care m-a mus cel mai tare la suflet. Dacă în România acestor ani, instituțiile din România ar fi funcționat cum a funcționat Humanitas în acești 30 de ani, România ar fi arătat altfel. Nu știu, poate că așa o fi. Nu eu sunt chemat să apreciez. Deci, la anul, în februarie, vom face o mare... Nu o să angajăm chiar sala palatului unde ține, unde țin congresele PSD la... Nu la sala palatului, dar, mă rog, o să marcăm cum putem mai bine acest moment. Dragii mei, toți de aici credem că hrana spirituală este esențială pentru ceea ce se numește calitatea de a fi om. Și că un om se hrănește, cum spune chiar un text sacru, nu numai cu cele pământești, ci cu altele. Am slujit în acești 30 de ani și de fiecare dată cu o dăruire totală hrana spirituală pe care o putem oferi. Selecția de cărți pe care am făcut-o de-a lungul anilor, cu acești luminați oameni pe care îi vedeți lângă mine și cu toată echipa, care numără 80 de oameni, redactor, partea de tehnică a editurii, cu librar cu tot 200, sunt cei care au pus pe piață aceste povești. Asta ar fi de spus. Acum se trece la alt punct. În speță, la cărțile pe care fiecare dintre noi patru de aici, mi s-au părut că vi le-am recomandat dacă ne-ați întrebat ce să luăm să citim cu plăcere, cu plăcere.